Binecuvintează, Părinte! Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Pace Domnului să ne rugăm! Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în trânsa Domnului să ne rugăm. Pentru robiul Dumnezeu Dimitrie și Mihaela, care acum se logodesc unul cu altul, și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fie binecuvântați în deplină înțelegere și în credință tare, Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite le aduni într-o unire și ai pus dragoste legătură neîntreruptă, cel ce ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca și i-ai arătat pe ei moștenituri făgăduinței tale, însuți binecuvintează și pe robite aceștia, Dimitrie și Mihaela, povățiunde pe dânsii spre tot lucrul bun, că milostiv și iubitor de oameni dumnezeiești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se logodește robul lui Dumnezeu Dimitrie cu roaba lui Dumnezeu Mihaela, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Se logodește robul lui Dumnezeu Dimitrie cu roaba lui Dumnezeu Mihaela, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Se logodește robul lui Dumnezeu Dimitrie cu roaba lui Dumnezeu Mihaela, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu Mihaela cu roaba lui Dumnezeu Dimitrie, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu Mihaela cu roaba lui Dumnezeu Dimitrie, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Se logodește roaba lui Dumnezeu Mihaela cu roaba lui Dumnezeu Dimitrie, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Dumnezeule cel sfânt, care din țărână ai făcut pe om și din coasta lui ai făcut femeie și ai suțit-o lui spre ajutor, pentru că așa a plăcut slavei tale să nu fie omul singur pe pământ, însuși acum, Stăpâne, întinde mâna ta din sfântul tău locaș și unește pe robul tău Dimitrie cu roaba ta Mihaela, pentru că de către tine se însoțește bărbatul cu femeia. Unește pe dânsi într-un gând, încununează într-un trup, dăruiește-l roada pântă celui dobândire de prunci buni, că ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se cunună robului Dumnezeu
cu roaba lui Dumnezeu Mihaela, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Se cunună robul lui Dumnezeu Dimitrie, cu roaba lui Dumnezeu Mihaela, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Se cunună robul lui Dumnezeu Dimitrie, cu roaba lui Dumnezeu Mihaela, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Se cunună roba lui Dumnezeu Mihaela, cu robul lui Dumnezeu Dimitrie, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Se cunună roba lui Dumnezeu Mihaela, cu robul lui Dumnezeu Dimitrie, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Se cunună roaba lui Dumnezeu Mihaela, cu robul lui Dumnezeu Dimitrie, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, cu slavă și cu cinste, cununează-i pe dâșii. Doamne Dumnezeul nostru, cu slavă și cu cinste, cununează-i pe dâșii. Doamne Dumnezeul nostru, cu slavă și cu cinste, cununează-i pe dâșii. Doamne Dumnezeul nostru, cu slavă și cu cinste, Slavă și cu cinste, pe dâșii. Glasul la lor, când unde petrezi scumpe viața, au cerut la tine și le-ai dat lor. Pus-ai pe capetele lor, când unde petrezi scumpe viața, au cerut la tine și le-ai dat lor. Înțelepciune! Din epistola pe pretezenea Sfântului Apostol Pavel, citire. Să luăm aminte! Fraților, mulțumiți totdeauna pentru toate într-un numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu și Tatăl. Supuneți-vă unul la altul pentru frica lui Hristos. Femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului, pentru că bărbatul este cap femeii, precum și Hristos este cap bisericii, trupul său al căruia mântuitor și este. Căci precum biserica se supune lui Hristos, așa și femeile bărbaților lor întru totul. Bărbaților, iubiți pe femeile voastre, după cum și Hristos a iubit biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, curățind-o cu baia de prin cuvânt, și ca să o înfățișeze sie și biserică slăvită, neavând pată sau întâlnăciune ori altceva de acest fel, și ca să fie sfântă și fără de pricană. Așadar, bărbații sunt datori să-și iubească femeile ca pe însăși trupurile lor. Cel ce-și iubește femeia pe sine se iubește, căci nimeni vreodată nu și-a urât trupul său, ci fiecare o hrănește și o încălzește, precum și Hristos biserica. În vremea aceea s-a făcut nuntă în Cana Galilei, iar mama lui Iisus era acolo și a fost chemat la nuntă și Iisus cu ucenicii săi. Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către dânsul, nu mai iau vin, iar Iisus a răspuns, ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Ceasul meu n-a venit încă. Mama lui a zis celor ce slujeau, să faceți ceea ce vă va spune. Și erau acolo 6 vase de apă făcute din piatră, puse pentru curățenie ideilor și care luau câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a poruncit, umpleți vasele cu apă și le-a umplut până sus. Apoi le-a zis, scoateți și aduceți nunului și ei au adus. Și când unul a gustat apă care se făcuse vin și nu știa de unde este, dar slujitorii care scoseseră apă știau, a strigat nunul pe mine și i-a spus, orice om pune întâi vinul cel bun și când a avut vine pune pe cel mai slab, dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galilei și și-a arătat slava sa. Și-au crezut întrânsul ucenicii săi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Miluiește-ne prin noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila viața
pacea, sănătatea, mântuirea și baza robilor lui Dumnezeu Dimitrie și Mihaela, care se însoțesc unul cu altul prin taină nunții și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Gheorghe și Cristina nașilor, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte în sfântă biserica aceasta, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Paharul mântuirii vă lua și numele Domnului voi chema. Aleluia. Paharul mântuirii vă lua. Pace și lucrând în dreptate poruncile lui Dumnezeu. Și tu, mireasă mărită, să fii ca Sara, să te veselești ca Rebeca, să te mulțești ca Rahela, veselindu-te cu bărbatul tău, păzind hotarele legii, că așa a binevoit Dumnezeu. Domnului să ne rugăm! Doamne Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cu nuna anul și ai înmulțit făpturile tale, binecuvintează și prăvitește Dimitrie și Mihaela, pe care cu alegerea ta ai binevoit în soții unul cu altul. Trimite-lor pe îngerul tău cel păzitor, ca să-i păzească de orice rătăcire până la sfârșit. Învrednicește-i intra în sfântă biserica ta și a să împărtăși cu sfintele tale taine, ca totdeauna să slăvească preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecelor. Amin.
Într-o unire ojunstrăvită, prin binecuvântarea Ta, Doamne, vrednicindu-se a primi Sfânta Taina Cununii, prin rugăciunile preoților Tăi, dă, Doamne, ca robul Tău, Dimitrie, să fie cap soției sale, precum și roaba Ta, Mihaela, să fie plecată bărbatului său, ca prin aceasta să rămână nezdruncinată unirea lor până la sfârșit și Ție slavă să înalțe Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă Ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Părinte, binecuvintează! Cel ce cu vinerea sa în Cana Galilei era tânăr de cinstit pe Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile precurate Maicii sale și pentru rugăciunile Sfinților, Măriților și tuturor lăudaților apostoli și ale Sfinților Dumnezeu încunat și tocmai cu apostolii împărați Constantin și Elena și cu ale Sfântului Mare Mucenic Procope și cu ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, izvorător de mir, și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitori. Amin. Robilor Tăi, Doamne, Dimitrie și Mihaela, și nașilor lor, Gheorghe și Cristina, de le viață îndelungată, pace, sănătate, mântuire și îndrutate, bună sporire, și păzește pre ei într-o mulți și fericiți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, Domnul să-i păzească. Fiecare duminică vă îndemn să fiți prezenți în biserică la Sfânta Liturghie, pentru că liturghia este cea mai importantă rugăciune. Și pe această cale, de asemenea, vă îndemn ca să vă găsiți un preot duhovnic comun la care să vă mărturisiți pe tot parcursul vieții dumneavoastră și respectiv cu binecuvântarea Sfinției sale să primiți taina Sfintei împărtășani. Dragi Domnul Dumnezeu, vă răzutrește nașa rugăciunea dumneavoastră. Știți că nașa sunt părinții spirituali într-o copil nou întâlniat. De ce veți datorii de lucrătă acesta și respectul pe tot parcursul vieții dumneavoastră. Orice problemă care va începe să vă urează în viața dumneavoastră, orice moment de întristare sau la fel și un moment de bucurie, să știți că nașii sunt primele persoane la care trebuie să mergeți să împărtășiți acest lucru sau să ceriți o povață. Dragi nași și pe dumneavoastră, fericit cu acest eveniment, să vă străduiți o povățiuță așa cum cunoașteți dumneavoastră mai bine, ca să se iubească unul pe celălalt, să fie niște oameni buni și de folos societății. Dragilor, de dumneavoastră, de toți, dacă veți pune începutul cu duhovnicesc, acum la început de cale, în viața dumneavoastră, cu dragoste unul față de cealaltă, dragoste față de Hristos, față de rugăciune, față de biserică, atunci să știți că viața vă aveați binecuvântată și Dumnezeu își va revărsa asupra dumneavoastră milele și harul său în veci. Amin. Aceasta este diferența de economie.